Nu sunt nici Mafalda și nici deținătorul adevărului absolut și nici faptul că am o vârstă jumătate de secol și mai bine, trecut și trăit prin lumea asta, nu mă face să mă cred, să mă consider mai înțelept, pentru că nu neapărat vârsta nu este un criteriu de înțelepciune. Vreau să vă împărtășesc și vouă unul singur, dacă ia de bun sfaturile pe care le dau eu acum. Eu sunt mulțumit că măcar am dat mai departe ceea ce știu. Deci sfătuiesc pe toată lumea să evite pe cât posibil să evite să folosească banii cash. Banii sunt cele mai mânuite lucruri, obiecte, cum să le spun, de pe lumea asta. Trec din mână în mână, prin mâna zecilor, sutelor, miilor de persoane într-o zi poate sau într-o săptămână. Și poate sunt cele mai murdare lucruri care există pe lumea asta. De-aia eu evit să folosesc cash pe cât posibil, dar în situațiile în care ești nevoit să folosești cash și nu ai ce face, eu astăzi trebuie să scot niște bani de pe card, neapărat cash, pentru că trebuie să mă duc să-i schimb în valută. Aș fi putut să mă duc la casa de schimb valutar și să fi dat cardul, dar înapoi primeam valută, primeam euro, pentru că e o parte din salariul meu care este pe card, o parte din banii mei de pe card, îi scot și îi transform în euro, pentru că eu în România când mă duc am de cumpărat materiale de construcție, am de plătit muncitori, am de trăit cât stau acolo și evident că cu reali qatarez nu am ce căuta în România, că n-am ce face cu ei acolo. Deci eu îmi pregătesc din timp așa treptat, câte o sumuliță de bani, câte așa o bucățică de bani din salariul meu și să am pentru ce lucrarea mea de făcut la casa din România și pentru trăit cât stau acolo. Deci cel mai bine este pentru zona Vișeului unde stau eu să fie în euro. Ce vreau să vă mai sfătuiesc? Nu știu, cei care mă privesc, nu știu dacă toată lumea are în orașele, toată lumea are prin orașele unde locuiesc bancomate în incinte, deci sfătuiesc să se evite bancomatele cele spânzurate pe pereți unde se adună la coadă în spate 5, 6, 7, mai ales la orele la care ies muncitorii, cum aici ies muncitorii indieni sau, mă rog, muncitorii de pe șantiere și stau grupa mare în spatele tău și unii să ghiontesc, alții să împing, alții glumesc. Nu, sunt și ei săraci, vin de pe șantiere. Educația la ei nu este chiar atât de... Nu, sunt șanteriști până la urmă, au glumele lor de șantier. Se mai împing, mai cască gura, unii mai tușesc, alții mai strănută. Evitați pe cât posibil bancomatele aglomerate, bancomatele unde merg cei mai mulți, unde se duc cei mai mulți. Încercați să căutați bancomate în incintele de bănci, unde lumea stă civilizat cu linia roșie, este la rând, sau cum știu eu câteva bancomate, unde la unul dintre care mă voi duce și astăzi, sunt unele bancomate pur și simplu niște boxe de sticlă. Ai intrat singur acolo, ți-ai făcut treaba, ți-ai numărat banul după ce l-ai scos, că este bine să numeri banul după ce îl scoți, că dacă intervine ceva, intri în banca alăturată și spui ce ai pățit. Chiar dacă plătești un comision, să zicem, de câțiva leuți acolo, în plus față de bancomatul la care atârnă pe perete, că nu este banca ta sau, mă rog, din alte privințe, este de preferat să intri în siguranță, mai ales în contextul ăsta cu boala asta, cu coronavirusul ăsta de acum. Deci căutați să intrați în incinte de bănci, în bancomate, dacă sunt în orașele voastre, bancomate din astea, care pur și simplu este o căsuță de sticlă sau din ce-o fie ea, ai intrat, ai închis ușa, ți-ai făcut treaba, ți-ai scos banul, ai deschis ușa și ai plecat. Nu uitați să vă spălați sau să vă curățați dacă aveți la îndemână un dezinfectant. Aveți grijă unde puneți banii, că atunci când ajungeți cu ei acasă, să-i puneți și să vă spălați din nou dacă i-ați folosit sau dacă nu aveți dezinfectat la voi. Ajungeți acasă, spălați-vă bine cu apă și săpun. Și cam asta este sfatul meu. O să spună unii probabil, băi, dar ce tot se duce asta și tot ne arată ce face el în fiecare zi? Nu vă arăt ce fac în fiecare zi. Dar sunt anumite lucruri pe care eu sunt nevoit să le fac. De exemplu, într-o zi am avut de făcut cumpărături. Astăzi am scos niște bani. Dacă pot să spun și să dau un sfat, încerc să-l dau. Dacă cineva le ia de bun, bine. Dacă nu, poate să-mi dea din ăla așa în jos, poate să mă și critique, nu-i niciun fel de problemă. Eu sunt mulțumit în sufletul meu, dar am știut două lucruri și nu le-am spus la nimeni, le-am ținut doar pentru mine și
Poate era bine dacă le dădeam mai departe, uite, cu tare sau cu tare prieteni mi s-a îmbolnăvit sau alte probleme și tipul, aș fi putut dacă, uite, când am fost atunci așa aș fi putut. Mă rog, cam asta este. O să caut bancomat, o să intru și o să revin cu continuarea filmulețului. Ăsta este un bancomat închis într-o boxă, unde nu te deranjează nimeni, nu-ți respiră nimeni în ceafă, stai aici cât vrei până îți termin treaba, stai în siguranță și apoi ieși în siguranță. Selecționăm limba engleză, introducem pinul. Selectăm contul de unde scoatem bănuții, selectăm o altă sumă, o altă sumă, 10.000. Yes, chitanță. Ne luăm cărduțul. Ne luăm bănuțul și numărăm. Așa. Băgăm bănuțul în buzunar, cardul l-am luat și am Da, am ieșit, mi-am făcut treaba, evident am filmat la fel cu, ca și data trecută, am filmat cu telefonul în buzunarul de la cămașă, ca să nu deranjez pe nimeni în preajma bancomatului acolo, eu nu știu sigur dacă este voie sau nu este voie să filmez pe lângă bancomate, habar n-am. Nici nu mă interesează pentru că n-am dat în cap la nimeni, nu am făcut niciun fel de infracțiune, pur și simplu mi-am scos munculița mea, mi-am scos bănuțul meu. Deci, cum spuneam, am terminat, mi-am luat bănuțul, nu știu ce mi-a ieșit pe telefon, o să văd acasă, când o să lipesc aceste filmulețe, o să văd acasă, nu știu ce mi-a ieșit. Nu uitați, dacă aveți la îndemână, eu am la îndemână în mașină, m-am curățat cu un dezinfectant pe mâini. Evident, am un dezinfectant pe care îl folosesc, este puțin mai lichid, cu alcool de 80%, pe care îl folosesc pentru volan, pentru ce am atins eu pe aici, portieră, mânere la portieră și chestii din astea, cu șervețele. Cu șervețele ai dat, ai curățat imediat cu niște șervețele și ai făcut treaba. Deci cam asta este. Luați de bun sfatul meu sau luați-l cum vreți, luați-l și în derâdere. Este important că eu am spus ceea ce am simțit să spun. Încercați să evitați, repet, încercați să evitați să folosiți foarte des bani. Dacă aveți un card bancar, încercați să faceți tranzacțiile direct de pe card. Nu uitați, după ce ați folosit banii, să vă spălați foarte, foarte bine pe mâini când ajungeți acasă. Dacă nu aveți ca mine posibilitatea să vă spălați în mașină sau, mă rog, dacă nu aveți în buzunar o chestie de genul ăsta. Și în rest, ce să vă zic? Sănătate multă și să auzim numai și numai de...